Salutare, mă numesc Andrei și sunt pe canalul Andrei Mănâncă și am să încep acest clip cu diferite testări, degustări noi care apar. Ele în proces ce apar, le cumpăr și le gust și zilele trecute am văzut că a apărut iaurt nou, fără zahăr de la Müller și plus și astăzi am văzut că a mai apărut încă unul nou care a fost înlocuit gingerbread-ul din clipul trecut, dar care l-am făcut review, acela era biscuit de imbir se primește, că a fost înlocuit cu un gust nou și doar la Morrisons poate de găsit anume acestea și încă nu la toate, pentru că din câteva Morrisons-uri, doar la cel mai apropiat de casă este, la muncă și unul care e un pic mai îndepărtat, nu-i gustul din împachetare. Ele, unele sunt în blocuri, unele sunt în separate, deci practic trebuie să te fugărești după toate. E ca din cutie. El a propus vreo 50 de gusturi aproximativ la ei, cu zahăr, fără zahăr, adică mixate, diferite, grecești, negrecești, adică cu granul, fără granul, și eu pe toate le-am gustat, adică ele parțial, pe aici, pe acolo, prin clipuri, au fost toate gustate. Mie îmi place doar lucruri noi, să gust cele vechi, mai rar, așa mă întorc. În special în clipuri nu-mi place să mă repet, adică eu pot să le mănânc separat, dar în clip nu prea să mă întorc să le filmez de câteva ori. Ediție limitată, Bakery Inspired. A inspirat, dacă sunt inspirate de bakery, uneori de cheesecake-uri și avem aici așa, Lemon Drizzle Cake Flavor, adică se primește că lămâie, se primește că e cake, coptură de lămâie și cu drizzle asta încă așa un pic deasupra făcută, e ca așa de 160 de grame, 50 de calorii pe 100, fără zahăr conducător, la ei vin cu aromatizatori. Acesta de lămâie are și concentrat de suc de lămâie. Și să vedem ce gust va avea. Deja simt ceva de lămâie. Cum vedem, mirosul. Aduce ceva un fel de cake și într-adevăr de lămâie. E că așa e galben. E grusuț, îmi place că nu e chiar lichid, lichid. Și să vedem. Da, nu-i lămâie pur, adică nu poți să spui că e iaurt de lămâie. Are ceva de cake, într-adevăr, de coptură, parcă ceva mixat. Nu-i rău, dar eu nu sunt mare amator de lămâie și de acru, dar oricum merge pe un 7. Aș spune că merge. Acum, de ce am luat eu boxul acesta mai mult? Am luat din cauza la Cinnamon Bun. Da? E ca acesta, pentru că mi-e place foarte mult plăcinta asta de scorțișoară, o ador, cinnamon bunul acesta. O, miroase scorțișoară, chiar foarte puternică scorțișoară, iaurtul e alb clasic, adică nu am ce să arăt, dar miroase scorțișoară destul de bine. Și trebuie să fie nu doar scorțișoară, dar și într-adevăr coptura asta să aducă. Da, într-adevăr. Nu iaurt simplu cu scorțișoară, o senzație parcă e de coptura asta, într-adevăr. 8 jumate chiar îmi place aia. Aici era toată speranța, chiar nu s-a dezamăgit deloc. Și deja separat un pic altfel împachetat, dar tot de 160 de grame, ediție limitată. Iaurt cu gust de tiramisu. Pare destul de interesant, tiramisu, e gustos. O, e negru. Dar nu s-a încrezut dacă eu am gustat sau nu de tiramisu. Mie mi se pare că este probabilitate cândva de mult mai fim ca tu. Miroase a cafea. E negru la culoare. Aproape. E cafeniu foarte puternic. Și să vedem. Aduce sau nu aduce tiramisu? O! Fix tiramisu, îi amărui așa, simți parcă arom cu cafea, cu, da, 8 jumate, la fel, e foarte gustos și corespunde 120% la explicația care e scrisă, nu-ți dezamăgi deloc. Sunt încântat. Zero zahăr, zero grăsimi, super, e pe îndulcitor, zboară bine. O mică intervenție, test la trei gusturi de la Nourish. Eu am făcut un clip de la ei cu toate salatele și toate mealurile de gata în microunde de pregătit și înainte să închei clipul, chiar înainte să-l randez și să-l fac în ultimul moment, ultima zi practic înainte de a
faci clipul, apoi am găsit și ceva în borcane ca supi. Și că acum au apărut dressing-uri, sunt sticlă, sunt destul scumpe, sunt 2 lire 50 1, când, 80, când 90 de bănuți sunt din tipul acesta în plastic, care mie îmi plac, preferatul meu e cezar și usturoi cu ierburi. De obicei am, dar am decis să le gust și pe acestea, pentru că aceste gusturi nu sunt și la fel sunt de calorii puține, adică sunt 80, 60, 80 de calorii pe 100 de mililitri, când de obicei dressing-urile sunt pline în ulei pe primul loc, e ulei și acolo câte 200-300 de calorii. Și să facem un test, da, ele sunt în primul rând mult mai naturale, de asta și sunt mai scumpi ca celelalte, pentru că aici într-adevăr, că e scris Vibrant Mango Chili and Lime și aici într-adevăr avem apă, piure de mango 25%, oțet, suc de lămâie 3%, da? Și deja red chili piure, acolo niște minerale, vitamine, adică aici într-adevăr avem ingrediente, adică top, nu așa prostii pici pe acolo, de asta și e mai scump. Și da, să facem un test la mango, chili and lime. Eu le-am mesticat deja, în vedere le-am scuturat un pic. Miroase așa acru, miroase așa mango. Că pe primul loc e mango. O, chiar are gust de piure de mango și acru. Iute, parcă până când nu se simte. Dar se simte foarte puternic acru de la lime. Și așa un pic de dulce de la mango. Nu e rău deloc, aș spune, pentru un dressing. Și următorul, bold beaten cumin salad dressing. Așa e. Și acesta e cu suc concentrat de sfeclă roșie, cu piure de chili roșu și cumin. E așa, o apă, oțet, suc concentrat 4%, ulei de rapiță, piure de usturoi, vitamine aici și minerale C, D3, E, zinc, selenium, adică asta e la greu, calitate superioară, adică nici nu discută. Și așa e roșu, aceea e galbenă, asta e roșie, roză chiar aș spune. Un pic așa e grosuță. Da, se simte sfeclă roșie. Destul de bine. Cuminul nu știu ce, trebuie să fie un fel de praf ceva, dar simt încă iuțeală, nu simt să fie iute de la piurea de chili, așa doar un pic. Asta prima se simte dulce și acru de la lime și de la mango. Asta e mai mult acră pentru că sfecla roșie și chili parcă așa e mai mult acru. Ok, acum avem zinghi red pepper. Aceasta. Și aici avem dressing cu ardei roșu și pastă de tomat. Așa, avem apă, 20% ardei roșu, oțet vinal, ulei de rapiță, pastă de tomat 2% și la fel vitamine și de toate. Adică mă înțeleg de ce așa de scump. Dacă pe primul loc avem chiar pastă de ardei roșu. Ardei roșu nu ieftin deloc. Și chiar să văd bucățele de ardei roșu. E așa un pic grosuț, așa cu bucăți. Acesta așa e dulce și acru, foarte gustos. Eu aș spune că asta de sfeclă roșie pe a treilea loc, spune așa, un 7,5, pe 8 e asta de mango și pe 8,5 e asta de ardei roșu. Asta cel mai tare îmi place de ardei roșu. La micul dejun, chicken gyoza, da, sunt niște colțunași japonez, umplut cu legume, cu piept de pui și cu sos de soia și oțet. Îmi place, sunt destul de bunișori. Și am să beau cu apă dulce, 7-Up, fără zahăr. Neața, continuăm cu testările și comparările de gusturi noi. Am aici două cafele. Una e Irish Cream, una exclusiv, ambele cafele sunt exclusive doar la Sainsbury, mai mult nicăieri nu le găsești. Aceasta e de ciocolată, e dulce, ciocolată și cereașă, una, și asta e Irish Cream, ceva de genul Baileys. Da, așa niște cafea. Începem dimineața. E gustoasă. Și asta e încă mai gustoasă.
Ok. Hu, dimineața merge cafea, omor. Am două mese de la Tesco. Ambele sunt inspirate mexicane, scris. Doar că una e vegană și e salată de orez cu falafel, scris, dar una e pentru oameni normal. Cu piept și cu cereale, grăinăță, nu știu. Bine, începem așa. Plant chip. Da. Vedem ce avem înăuntru. Pachetăm frumos. Hop. O, miroase interesant. Vedem ce avem. Plant chip, Derek, Sarno, culinar, talent, transformă, bla bla. Așa. Avem orez lung, iute, falafel de cartof dulce. Avem slaw, adică varză roșie, morcov cu varză albă și ceapă murată, fasole, iuți și spanac. Văd spanacul, văd falafelul și probabil că de dedesubt trebuie să fie și orezul, că așa arată. E ca orezul, da, el e aici dedesubt, acum mănâncă spanacul sau îl dau într-o parte, să vedem, pentru că văd numai slaw-ul. Spanacul nu-i tare, e proaspăt. Îl dăm într-o parte deodată. Nectarul e salata. Orezul. Fasole. Iuț. Falafelul. Pink slaw. Mie slaw îmi place și coleslaw cu maioneză tot. Dar și cu maioneză are multe calorii. Dar este amurat de zdem. Măsturile îmi plac. E gustos. Cărcan gustos. De zdem ce fasolile cu orezul. Un pic ius în măsură. Tot ok. Trebuie niște sare, doar smulăturile să arate. Și să zicem falafelul de cartofi dulci. E gustos. Nu spun că e rău. Falafelul de cartofi dulci chiar e mult mai gustos ca falafelul clasic care l-am gustat. Falafelul clasic eu nu-l mănânc, eu îl scui. Plăcut, impresionat. 8 din 10. Și acum avem Beautifully Balanced, tot Mexican Inspired, adică exact, ar trebui să fie plus minus pe acolo, doar că și n-o să o pot deschide. Da? Dă să încerc așa să deschid și să vedem și iesă. Da. Complicată ceașa. De ce nu staie ușor treaba asta? Adică pentru deschidere cred că ajut puncte. Da. Interesant cu cine s-au gândit la asta. Nu, da, aici cel puțin avem furculiță în comparație cu precedenta. Bine, vedem după descriere ce avem. Avem grâu bulgur, piept de pui, iute fajita, avem dressing de avocado, porumb, fasole negre, avem ceapă roșie murată, quinoa roșie, varză, dressing de cipotli și verdeață. Ok. Văd bulgurul și quinoa deja, pieptul de pui, îl văd fasolele și legumele, adică se vede absolut tot. Pur și simplu, chipotle dressing e direct pus, dar avocado dressing încă trebuie făcută. Nu-i problemă că avocado dressing o iei.
O deschis. A, se vede absolut tot, cel puțin aici. O deschidem. Dă-ți dăm avocado dressing. Ce gust are. Chiar avocado. După ingrediente am studiat, ambele nota nouă. Ingredientele la ambele super, super turbat de calitative, adică n-ai de ce să te legi chiar 1000%. Avocado e avocado. Totul e în regulă, așa să spunem. Adică nu e așa că e prostie. Într-adevăr, dressing-ul de avocado e făcut din avocado. Chipotle acolo, chipotle, pieptul, tot, adică e 9 jumate din 10, pentru că chiar e tot organic, tot e sănătos aici, tot e sus, pentru că e bulgur, e quinoa, e în parte e falafel de cartof dulce, nu-i prostie acolo să spui că ți-o pus mizerie. Singura eu un pic iubesc mai sărat, iubesc mai dulce, mai pun în dulcitor, mai pun sare, ca cuș când ați le termin de mâncat după review, eu întotdeauna mă duc și pun sare până le termin, eu niciodată nu le lăs așa să le mănânc clasice, așa cum ei le pun aici. De să dăm și aici acum acolo spanacul, iarba într-o parte. Dar e bun dressing-ul, eu pe lângă iarba am luat și mâncare, că am mixat-o deja. E bun. E bun. Și asta e pe un 8 jumate. Nu, e pe un 8, la fel ca și asta, le pun la ambele 8. Pentru că am să spun așa, fiecare e gustoasă în felul ei. Dar ambele sunt bune. Ambele le recomand la procurare. Foarte bună. Am aici 4 iaurturi, dintre care 3 sunt prima dată în viața mea am să le gust. Care am să încep? Am spus că așa, da. Kefir plus protein, fără zahăr, cu mango. E că așa ceva am văzut, prima dată în viața mea la Morrison's, da. Și avem așa, kefir din coarc, lapte de vacă, fermentat cu culturi vii, extract de fructe, carot de măr, măr, struguri și morcov, mango 2.3%, 2.3% de fructul pasiunii, concentrat de lămâie și gata. Ingredientele nota 10, bio, totul bine. Miroase coarc. Aha, avem deasupra stratul de coarc și dedesubt e stratul de piure de mango. E ca așa, să încerc să-l arăt. Da, e ca așa. Ia că-l e așa. Avem aici mango și aici e coarc în două straturi, ceea ce înseamnă că trebuie mixat pentru să fie mixat. Uneori, știi, nici nu-ți dai seama până nu te uiți, pentru că ei nu scriu întotdeauna normal, trebuia să scrii sau să arate cumva pe poză, știi? Că adică vine în straturi. Că eu uneori încep să mănânc și ajung la urmă și dau de dulceață și zic, el trebuie mixat și mă învăț minte, măcar din când în când mă mai uit. Îmi place textura, deja văd că e groasă, pentru că mie îmi place când e gros, nu-mi place când e molcă, când e apă chiar. Hai să gustăm. Se simte că e fără zahăr, că are nevoie de un dulcitor catastrofic. Dar că calitatea e bun. Dar din cauza că nu e dulce, 6.5. Light and free de la Danone pe bază de ovăz. De persică albă, nu obișnuită. Persică albă, apropo, e mult mai dulce, mai gustoasă ca obișnuită. Eu am mâncat când era sezonul. Și zmeură, la fel de cultură vie. O bază de ovăz, de ovăz, apă, piure de raspberry 8%, 8% de persică albă. Deja restul ingredientelor, îndulcitor acest sulfam, caș, sucraloză, preferatul meu. Natural flavorings, ingredientele, la fel, poți zici că 10. Doar că pe bază de ovăz ne imaginez plant-based. E ca așa arată, parcă e un geleu roz. Parcă aș vedea bucăți de ovăz aici. De să vedem.
cel puțin avem fructe naturale, nu avem ca în Müller, distant. Pur și simplu gust. Într-adevăr, parcă e un geleu, parcă smuci la textură, dar se simte gust de zmeură și de persică, dar textura e grețoasă, parcă. Mănânci muș, serios. Geleul mi-a plăcut, asta e un fel de geleu topit, adică e greu și să mă exprim. Și eu văz, nu-i lapte, tot e pe un 6,5, așa. De la Müller am luat unul din preferatele mele, care nu mă la morți, parcă l-am văzut, banana în custard. Așa arată. Acesta e pur și simplu cu gust, n-are banană, el n-are custard, n-are nică înăuntru, el pur și simplu e lapte, apă îndulcitori, piure de ba a, piure de banană. Hai că este are piure de banană. De obicei la dânsul, la Müller ăștia n-au nică. Nici piure, nici mama, nici nică. Dacă este piure de banană, asta e acrași deși îmi place așa de tare că mai are ceva pe lângă, e galben. Îmi place banana, unul din fructele mele preferate și îmi place crema de ouă asta, custard. Îmi plac copturile cu cremă custard și multe altele. E gustos. 9 din 10 este unul din preferatele mele. Și am văzut de la brandul nou și ceva nou a apărut doar un gust. Straniu că era doar unul, dar hai să vedem. Avem iaurt natural cu miere de albini și cu granula. Și ce avem aici? Greek style iaurt grecesc, mesticat cu miere de albini și cu granula toasted. Granula avem ceva de ovăz, da? Avem și zahăr și avem și îndulcitor aici, adică e dublat, așa să spunem. Vine în două. E așa vine. Să nu dau pe jos. Dar să vedem iaurtul. Are ceva la fund? Nu. Iaurtul e super calitativ. E fix iaurt grecesc. E acru. E așa e. Punem granula. Frumușel. Mestecăm. Deja punem înăuntru. Este granula și umflată, văd că și toasted și de toate. Hop, 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 hop. Și tăstesc. Crocant, iaurtul e foarte, foarte calitativ, ingrediente bune, la fel nota 10. Simte gustul de miere, de granula, 8 jumate. Nu-i rău. Oricum preferatul meu e ăsta, dar din toate restul este a treia, că este cel mai bun. Poftă bună! Sunt la muncă și până aștept până acasă, că acasă am să am alte lucruri de mâncat. Continuăm ziua cu lucruri noi, care nu le-am gustat niciodată. Am două samosa vegetale. E scris că avem cartofi, ceapă, făină, fasole, morcov, ulei de rapiță, piure, dar am deja de imbir, de multe altele. Ce pot spune, da, să vedem cum e. N-am gustat așa ceva în viața mea. Încă așa arată. Ceva indian. Încă așa în pătura. Arată un pic iute. Cu legume. Nu știu niște și pe înșinși. Am de la brandul Yo Sushi. Încă așa, vegetabil gyoza. Gyoza să ăștia acum să în engleză îi spune dumplings. Noi îi spunem, cel puțin eu cred că în român, așa parcă îi spunem colțunaș. Este colțunaș cu legume. Avem varză, fasole de soia, morcov, ridichi albă, din făină deja ai făcut pe din afară, ceva uleiuri, spanac, sos de soia, așa, avem toată treaba asta, să o mixăm cu un sos de soy vinegar dipping sauce, soy vinegar, adică oțet și soia, dar da să vedem încă ce mai avem pentru însu. Ulei de susan, gyoza, da, avem zahăr, oțet de orez, apă, sos de soia, miere de albine. Deci, practic, trebuie să fie sos de soia acrișor, pentru că, da, sos de soia acrișor, și să arată în același timp trebuie să fie. Încă așa arată. De repijor să luăm pachetul.
1, 2, 3, 4, 5. Avem 5. Iată-l e pachetul negru. Dezdem cum e în interior. Ia? Să-l desfacem în 2, 1. Da, miroase a legume. E foarte subțire și ei nu sunt prăjiți, ei nici fierți nu sunt, pentru că noi dacă îi fierbem, alții poate îi prăjesc, ei pe aburi îi pregătesc, ea, că așa arată în interior. Da? Și deci vedem dacă îi punem niște sos înăuntru, așa ea, să fie așa mai negru. Și să vedem cum iese, ce gust o să aibă. Într-adevăr, îi sărat și acru, nu e pur și simplu ca sosul de soia, așa încă și dulce de la mere de albine, așa un dulciu, ca un fel de suit. E gustos, nu e rău, chiar foarte plăcut, impresionat, aș spune. Și de deodată, tare departe de casă să nu mă duc, cum s-ar spune. Am exact tot așa, doar că de piept de pui. Da? Adică la fel, sunt aceleași legume, doar că mai avem și piept de pui aici adăugat. Spune că nu cumva să fie pentru vegan, ceva de gen, adică nu știu. Arată la fel, același pachet, doar că în interior trebuie să fie un pic mai diferit. Și miroase, într-adevăr, a piept. Adică așa în interior. Da? Fără sos. Gustos. Chiar și fără sos. Pieptul de pui foarte gustos. Chiar se simte. Cât de bun. Piept. Pieptul mi-e bun. 8,5. Sunt aceleași legume, dar mai este încă și piept. Pieptul dă așa un gust foarte, foarte gustos și specific. E că este sturbate. La desert, de la Müller, așa, de lămâie, un iaurt. Facem test. Nu-i lingura. Ia cât ăla așa să vedem. Grosuț. Miroase a lămâie. Nu-i rău. Mă așteptam mai rău pentru că nu sunt mare amator de lămâie. Aș pune pe un 7, spre mirarea mea. Și Milbona Light. Asta e de la Lidl. Ceva variant tot alea Müller. Zmeură și cranberry. Și chiar într-adevăr avem sosuri corespunzătoare. Op, să vedem. Lichid. Acesta e mai lichid și e roz, e ca așa. Acesta e mai gustos. Dacă cealaltă e pe un cât să fie. Hai precedentul pe un 7, acesta pe un 7,5. Mai am un desert, Crispy Cream scoate gusturi noi lunar, dar luna aceasta au fost cam săraci și au scos doar un singur gust nou. Și eu l-am luat, da, de la Crispy Cream, doar unul, e un gogoș. El se numește Nutty Ring. El e cu Nutella deasupra, Nutella umplută în interior și deasupra presurat cu zmeură uscată. Încă așa arată. Nutella, gustos, 9 din 10. Original Nutella e cu alune deasupra. O schimba doar zmeură și pe rotund. Gustos. Exclusiv doar la Sainsbury a apărut ciocolată KitKat Honeycomb. Da? Avem napolitană acoperită în ciocolată cu gust de Honeycomb. Honeycomb asta e unimierea asta de albine, cum se numește. Dar ce e unii îți depune mierea de albine? Aia ca asta-i. Și miroase puternic, într-adevăr, ceva mierea de albine. Și arată.
Napolitanul. KitKat clasică. Nu am găsat ciocolată abă de cookies, de ciocolată neagră, de caramelă, peanut butter, cu orange, lămâie, toate. Nu e rău. 8 din 10. Lasă-mi zbori în regiunea de dulciuri și gustări americane. Chel peste tot este, este în Sainsbury, este în Tesco, este în Morrison, mi se pare că da, dar în Sainsbury, nu țin minte să fi văzut asta, așa că acum am văzut-o, au apărut ceva nou. Oreo Brownie Cream Filled. E ca așa o treabă. Spunește că e brownie, brownie e un fel de cake, dar el nu e nici cake pufos, dar nici sponge cake super pufos, nu, e un fel de cake, dar foarte dens. Și se primește că e brownie și încă și cream filled, dă-ți vedem ce avem la descriere. Avem brownie cu gust de ciocolată, probabil ca biscuiți clasici Oreo, și cu umplutură de ceai albă de stil Oreo clasică. Avem ciocolată cookies, într-adevăr 28%, zahăr, ulei, pudră de cacao, sirop de glucoză aici, iauri, ulei de palmier, albușuri de ou, ciocolată de lapte. Hai că la ingrediente nu stăm chiar foarte rău. Calorii, câte servinguri? Două servinguri. Dar să vedem ce gust are și cum e. Nu-s mare amator de Oreo, dar nici nu știu, poate e un pic mai bună decât mă aștept eu. Miroasă, interesant, încă așa arată. Avem pe deasupra tot drizzle de asta, glazură. Avem ea ca în interior umplutura. Să vedem. Da. Da. Exact. Exact aceeași Oreo, doar că în formă de brownie, nu-i biscuite, dar brownie mai consistent un pic. Și cam asta e. Nu e rău, dar e un mare amator de, pur și simplu, de anume Oreo, așa că aș spune pe un 7. La Sainsbury a apărut ceva nou din seria asta. Eu de la ei am gustat shortcake-uri cu ciocolată albă, shortcake cu ciocolată de lapte, brownie obișnuit. Și acum au apărut bilionari brownie fingers, de obicei spătrățele. El de obicei vine un strat ori de shortcake la acelea, ori de brownie la brownie. Vine caramelă și apoi ciocolată deasupra. Aici avem brownie cu cremă de ciocolată și caramel și acoperit cu ciocolată de lapte. Ciocolată brownie layered with chocolate flavored. nu-i caramel, e ciocolată, dar cu gust de caramel. Umplutură și acoperit cu ciocolată. Oricum aici avem, văd, și toffee, și ciocolată, și de toate. Haideți să vedem cum arată magia asta lor. Aha, avem ca 5 unități așa. Hai să le vedem. Hop, luăm una. Miroasa brownie. Încă te ui, ciocolata. Stratul ciocolată cu gust de caramel, brownie și tot. Moale, pufos, ciocolată. Cam e neagră, e pe un 7, pentru că nu e destul de dulce pentru mine. Și ultimul lucru de la Sainsbury exclusiv, Brandor Hochet. Eu în clipul precedent am gustat cheesecake de căpșună și ei mai iau și cheesecake de ciocolată. A moaie de căpșună nu era, atunci ciocolată nu era. Dar țin minte, cândva foarte de mult am văzut și de unde era Hedy. Dar acum, nu e în multe, m-am uitat, să vede că era ceva limitat, dar ca să apar nu atât gust. Eu îmi imaginez și el de căpșună, cel mai bun din viața mea, care l-am ca vreodată și am ușit pe asta sau gust preci să și-i turbat, dar eu îmi imaginez de unde era Hedy, cât de gustos mai ar putea să fie. Deci, de să îl deschid și vorbim când vă-l arăt. Trebuie să-l mănânc acum, pentru că dacă nu e acum, apă, el trebuie să stă în frigider, dar eu n-am frigider pișnică ieri. Ops, le scot.
La fel sunt făcute în același stil, împachetate foarte rău, îmi pare că vin câte două, știi, la fel, dar nu diferite. Și vin împachetate cu pelicule astea, adică e tot ok, nu zic că e rău, dar problema e că dacă era unul de căpșun, de exemplu, unul de ăsta, era perfect. Așa trebuie să mă împart în 14. Se vede tot aici? Da, se vede. E ca așa arată. Sunt două. Deasupra avem o placă de ciocolată. Avem cheesecake-uri de ciocolată belgiană cu ganache moale de ciocolată copt pe biscuiți de ciocolată. Da, acel de căpșun era pe biscuiți de ovăză, ăștia sunt biscuiți de făină. Da, restul ingredientelor sunt la fel, cream cheese pe primul loc, ingredientele sunt pe nouă, avem frișcă, tot, dar vreau să văd ciocolata ce e aici. Milk, sugar, double cream, masă de cacao, unt. Aha, dark chocolate chunks. Ok, 100 de grame are unul, vreo 335 calorii, miroase ciocolată, într-adevăr e că se vede bucățele de biscuit și ganacea, da? Biscuitul e crocant, dar deasupra cheesecake-ul e foarte, 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 foarte moale. Și avem și bucăți de ciocolată și tare și moale. Și deasupra avem sos de ciocolată. Bă, e gustos. Da. Se putea și mai bine. Și-al de căpșun era mai gustos. Asta spune că e pe un 8. Și-al de căpșun totuși era mai pe un 9 jumate. Era mai gustos, așa, garantat. Și-al că asta e cam tot.